Cu alte noi apariții editoriale. Sacru și ontofanie pentru o nouă filozofie a religiilor de Aurel Codoban, apărută la editura Polirom din Iași, în care autorul încearcă să demonstreze că sacrul și profanul sunt față de realitatea religioasă a lumii, ceea ce este esența și aparența sunt pentru conceptul hegelian de realitate. Tot la editura Polirom a apărut și Carta Elogiului Libertății, studii de filozofie politică de Aurelian Crăiuțu, ale cărui interese de cercetare includ teoria politică modernă și consolidarea democrației. Editura Mahada Honda din București vine în întâmpinarea cititorului cu o posibilă radiografie a războiului din Golf, alcătuită de jurnalistul ieșan Nicolae Tomescu. Cei interesați de istorie și de politica globală a lumii o vor citi cu mult interes. Și în final,